Da, continuăm și astăzi la 9:32 de minute serialul nostru Ce mai faceți? Suntem bine. Astăzi mergem în Vancouver, în Canada. Mi-aduc aminte că aveam un tricou din Canada pe care scria: iernile canadiene sunt friguroase, dar măcar nu sunt țânțari. Asta era mesajul cu care am rămas eu. S-au schimbat multe între timp. Acolo s-a schimbat și clima, s-au schimbat așadar și vremea și vremurile. Nici țânțarii nu mai sunt aceiași. Corect. Cum mai stăm cu vremurile de acolo, ne povestește astăzi Sorin Holban, pe care îl salutăm. Bună dimineața! Bună seara! Seara, dimineața la noi, bună seara la voi. Da, corect. Suntem un pic diferiți din acest punct de vedere, dar până la urmă ceasul se mișcă. Asta e important, că încă se mișcă, n-a stat timpul în loc, oriunde ne-am aflat, iată, putem comunica. Ce faci, Sorin? Cum e pe la voi în această perioadă? În primul rând, cât e ceasul acum la tine? Este trecut de 11:30, deci aproape miezul nopții. Marți. Luni noapte, sorry. Am înțeles. Mă, un matinal... Azi, vedeți și voi ce frumos e marți. Da, un matinal de ăsta ne-ar plăcea și nouă la radio, matinalul de la 11:30 noaptea. Ar fi o treabă. Cât despre situația de la voi, cum arată? Cum e Canada în aceste zile? Vă pregătiți de măsuri de relaxare? Ați intrat deja în măsurile de relaxare? Cum e situația la voi? Deci eu pot să vă spun în special ceea ce se întâmplă în British Columbia. La nivelul Canadei e o altă poveste. Canada este un stat federal, deci există un guvern federal și există un minister al sănătății federal, dar în același timp fiecare provincie are un guvern provincial și un minister al sănătății provincial și fiecare provincie hotărăște ce e mai bine pentru provincia respectivă să facă. În British Columbia, cred că noi am fost mai, ca și cei din Ontario, de fapt, cred că noi am fost, dacă pot să zic așa, un pic mai norocoși, pentru că am trecut prin experiența SARS în 2002 și atunci centrul de control al bolilor, CDC-ul, cum se spune în Statele Unite, local, și a avut ocazia să-și revizuiască procedurile și acțiunile pe care trebuie să le ia în cazul unei pandemii. Și ca atare, cred că au fost câțiva pași înainte față de celelalte provincii și poate față de celelalte state. La noi măsurile nu sunt așa de riguroase cum există în România la ora asta. Nici nu au fost vreodată atât de riguroase. Deci nu există obligativitatea purtării măștii sau a mănușilor sau obligativitatea de a sta acasă. Deci cine are de mers, unde are de mers, merge fără probleme. Fără declarație. La cumpărături. Fără declarație, fără niciun fel de declarații și așa mai departe. Fără declarație, fără nimic. Barurile, restaurantele sunt deschise, muzeele, școlile, cum funcționează în perioada aceasta? Deci restaurantele sunt închise, barurile sunt închise, frizeriile, saloanele de înfrumusețare sunt închise. Este foarte interesant pentru că a fost un pic confuză treaba. Chiar și acum pe site-ul guvernului provincial, dacă citiți, spune următoarele. Deci activitățile vor fi continuate cei care vor putea să-și continue activitățile vor fi cei din sectoarele esențiale și dau o grămadă de sectoare esențiale și în același timp ei spun: dacă noi nu-ți spunem să-ți închizi activitatea în mod special și dacă tu poți să asiguri acea distanță fizică, socială, cum îi spune acum, și celelalte măsuri pe care noi le impunem, poți să stai deschis, nu e nicio problemă. Deci unii și-au închis voluntar, în mod voluntar, business-urile, dar alții încă merg fără probleme. Bun, și pentru cei care au închis voluntar business-urile, statul face ceva? Guvernul federal le asigură un venit? Se preocupă? Pentru că știm, Canada e una dintre țările unde ajutorul din partea statului vine mult mai rapid, mult mai transparent, oamenii sunt mult mai bine protejați din punct de vedere social acolo. Aici ai dreptate. Deci, în primul rând, pentru cei care și-au pierdut joburile sau au fost afectați în vreun fel, venitul lor a fost afectat în vreun fel
de această situație. Guvernul plătește fiecăruia $2,000 pe lună pentru următoarele 4 luni. Trebuie doar să aplici. Da. Pentru business-urile mici și mijlocii, guvernul plătește 75% din salariul salariaților. Firma trebuie să plătească 25%, condiția este să nu-i dea afară. Aha. Pentru firmele care închiriază spații, Guvernul Federal a ajuns la un acord cu guvernele provinciale și Guvernul Federal plătește celor care închiriază spațiile 50% din chiria respectivă, iar condiția este ca acele firme sau persoane care închiriază firmelor acele spații și primesc cei 50% pentru chirie, vor trebui să dea un discount de 75% cel puțin acelor firme. Deci firma va trebui să plătească cel mult 25% din chiria pentru spațiul respectiv. Am văzut... Te rog. Vreau să spun că și pentru studenți chiar acum câteva zile au deschis un program pentru cei care sunt clasa 12-a și cei de la universități. Deci vor primi pentru următoarele 4 luni de asemenea, în jur de $1,200-$1,300 pe lună. Bine, se investește serios în treaba asta. Grijă față oamenii... de om până exact, la urmă. Oamenii și-au dat seama cum stă treaba acolo. Ce mai face domnul Trudeau? Înțeleg că s-a făcut bine soția. În acest sens. Soția s-a făcut bine. Domnul Trudeau pare a face o treabă destul de bună cu după cum cei cu care am vorbit până acum. Da, părerea canadienilor e că autoritățile au gestionat bine situația. Un pic cam prea bună, pentru că sunt foarte multe fonduri care sunt acum făcute disponibile, dar care nu se știe de unde vor fi plătite în cele din urmă. Probabil din taxele noastre, nu știu, o să vedem. Da, e cealaltă față a monedei până la urmă. Înțeleg că s-a fără funistatul. Exact, și la un moment dat cineva va trebui să achite, vine nota. Înțelegem că a fost ne uitam pe știrile de la voi, un test rapid, un kit de test rapid și că... guvernul de acolo canadian l-a restricționat cumva accesul. Știi ceva de treaba asta? Că da, nu... am citit și eu și am citit că la un moment dat au băgat niște fonduri în firma respectivă pentru a grăbi apariția acestui test rapid. Se pare că rezultatele nu sunt chiar grozave și nu foarte precise și atunci am înțeles că preferă să întârzie folosirea acestui test rapid. Da, și că îți dădea rezultatul în 60 de minute și, mă rog, era ca un cub, îți spuneai acolo... Da, nu, în general testul acesta rapid a fost contestat și în Europa, în mai toate țările. Nu, se pare că nu e atât de elocvent rezultatul. Nu-ți spune mare lucru. Da, și am impresia că deja, nu știu dacă chiar mai au aceeași nevoie de el în momentul ăsta, pentru că cel puțin în British Columbia cred că am trecut de faza cea mai gravă, care nu a fost gravă pentru noi. Cred că ne poți da niște cifre? Astăzi, aproximativ? Da, cred că au fost diagnosticați pozitiv peste 2100 de oameni aici. Numai în provincia. Poți să repeți, te rog, pentru că am avut o... Am avut o problemă de transmisie și nu s-a înțeles. 2000 sau 200 de mii? Nu, 2000. 2000. În British Columbia, da? În British Columbia și 177 de decese în ziua de astăzi. Acum trebuie să spun că suntem 5 milioane de oameni în provincia asta, care este mai mare de 5 ori ca suprafață decât România, cred. Dar suntem 2,5 milioane în Vancouver și suburbiile Vancouverului, ceea ce este cam un pic mai puțin decât Bucureștiul. Bucureștiul are în jur de 3 milioane, cred. Pe acolo. Ne uitam la cifrele Canadei în acest moment, numărul total de cazuri 60.772, iar numărul de morți 3.854. Dacă scrollăm un pic mai sus și ne uităm în topul, e sinistru că spunem asta, dar este un top, în topul acesta al numărurilor de cazuri și decese, vedem că vecinii
Statele Unite ale Americii au depășit 1.000.000 de cazuri și aproape 70.000 de cazuri de persoane decedate în urma coronavirusului. Cum văd canadienii situația de acolo din Statele Unite și dacă sunt măsuri speciale în acest sens? Practic, vorbim de o țară care stă, din nou, cu ghilimelele de rigoare, relativ bine, Canada. La câte milioane de locuitori aveți voi așa însumat? Undeva la 37 de milioane? 38 de milioane cu 60.000 de cazuri. Marius, în general, marțea e mai lent. Nu numără, nu e foarte exact. Da. Se pierde. Și, bineînțeles, Statele Unite ale Americii, care, iată, vin cu 1.000.000 de cazuri și foarte, foarte mulți oameni decedați. Cum vedeți voi situația vecinilor voștri? Dacă s-au luat măsuri speciale în acest sens, de tranzit între țări și așa mai departe? Deci la ora asta, deci noi stăm foarte aproape de graniță, Vancouverul este foarte aproape de graniță. Trecutul graniței, în mod normal, îl poți face pentru orice cumpărături de care ai nevoie. Nu acum. Acum granița este închisă, numai produsele, trec numai tirurile cu produse. Nu există altă posibilitate. Deci granița este închisă între Canada și Statele Unite la momentul acesta. Păi cum? În afară de schimburile comerciale, atâta tot. Nu s-a pus niciun zid, nu? Nu, ai la vecini, la alți vecini. Nu știu, cum mi s-a dat peste cap și orientarea în perioada asta. Nu mai știu, sunteți la nord, sunteți la sud. Da, corect. Glumim în acest asta sens. Asta bine pentru cei care... Așadar, nu se poate. Se poate ieși din Canada în acest moment? Se poate călători? Se poate călători dacă, de exemplu, eu care am și pașaport românesc, dacă găsesc un zbor care să mă ducă în România, pot să călătoresc, altfel nu prea. Deci te poți întoarce în țară? Zborurile interne merg, zborurile interne între provincii. A fost o discuție la un moment dat în care premierii provinciilor discutau dacă să întrerupă la un moment dat aceste zboruri între provincii. S-a ajuns la concluzia că suntem prea interconectați între noi ca acestea să fie oprite. Și atunci tot transportul între provincii merge fără nicio problemă. Deci poți să mergi oriunde vrei în Canada. Cum e vremea în Vancouver în momentul ăsta? Câte grade sunt? Vreo 10? În Vancouver acum este seară, vreo 10-11 grade, dar spre sfârșitul săptămânii o să fie vreo 25, așa că o să fie ok. Deci Vancouver nu este Canada. Nu avem zăpadă în iarnă. Știu, dar sunteți niște fericiți din punctul ăsta de vedere, de-aia am vrut să subliniez și aspectele meteo, pentru că de foarte multe ori lumea asociază Canada cu hockey-ul, cu frunza de arțar și cu gerul. Mai puțin cu temperaturi cu 2 în față sau chiar 3. Vancouverul, într-adevăr, e o excepție. Se spune ca, mai în glumă, mai în serios, că dacă ești în Vancouver și arunci câinelui discus, ar putea să-i iei din Seattle. Da. Adică, în sensul ăsta, dacă vă uitați un pic pe hartă, vă dați seama. Acolo. Așadar, nu putem vorbi despre ridicarea unor restricții atât timp cât ele nu există neapărat în Canada. Mă rog, barurile, restaurante. Se discută despre relaxarea acestor condiții care există la momentul respectiv acesta, undeva la mijlocul lui mai, ca și în România. Da, okay. Dar, din nou, nu sunt foarte multe restricții care trebuie ridicate. Deci, cea mai restrictivă, ca să spun așa, este că nu te poți aduna mai mult de 50 de persoane. Aha, uite, e important și asta. Deci, voi puteți să vă vizitați, nu știu, familia, dacă e în alt stat? În mod normal, da. Okay. Și în general, și duminică, de exemplu, am fost ieri, alaltă, nu mai știu, când am fost până în parc, parcul era plin, adică copiii erau la terenurile de joacă, erau pline, oamenii aleargă în jurul terenului. Și cu distanța aia socială, cum facem? Deci nu sunt grupuri foarte mari, în general nu sunt grupuri foarte mari, iar la magazine, da, se menține, sunt linii pe jos unde trebuie să ții acei 2 metri care sunt recomandați, dar cam atât. Da, Canada clar nu a fost o țară lovită de COVID-19, decât în mică măsură, dar așa, bârfa de zi cu zi, presa din Canada sau oamenii simpli, ce spun despre acest COVID? Mai ales că mai la sud un pic, vecinii și...
prietenii americani prin vocea lui Donald Trump și nu numai a domniei sale. Susțin ideea aceasta că virusul a fost creat într-un laborator la Wuhan și a fost lăsat liber tocmai pentru a destabiliza lucrurile. Se vede cu ochi buni și în Canada teoria asta sau pur și simplu oamenii o tratează ca pe o răceală și punct? Deci părerile sunt împărțite și aici, dar spre deosebire de prietenii americani de la sud, canadienii sunt un pic mai calmi, nu sar atât de repede la concluzii și a arăta cu degetul pe altcineva, sunt un pic mai politicoși și un pic mai calmi, dar din nou părerile sunt împărțite și aici, mai ales că din nou ne-am așteptat, așa cum ni s-a spus în presă și în media în general, că și după ce am văzut ce s-a întâmplat în Italia, în Spania, că s-ar putea să urmăm o asemenea curbă ascendentă, dar nu s-a întâmplat așa și atunci lumea e un pic nedumerită. Chiar m-am întâlnit cu, am prieten care lucrează la spitalul de lângă noi de aici, care este al doilea ca mărime, spital de urgență din provincie de aici, și chiar l-am întrebat, plimbam câinii împreună și l-am întrebat, zic, domnule, și cum e, care-i treaba? Că lucrează chiar la urgență și mi-a spus, zice, avem 80 de paturi la terapie intensivă pregătite numai pentru bolnavii de COVID și acum o săptămână nu aveau decât 7 paturi ocupate și ziceau că îmi spunea că la urgență este mult mai liniștit decât în timpurile normale, pentru că lumea nu prea îndrăznește să se ducă. Și deci astăzi, de exemplu, în toată provincia sunt 20 de persoane la terapie intensivă sau cred că au 400 de paturi pregătite. Ok, deci stai deci, bine. Din punctul ăsta de vedere e un pic de nedumerire. Ok, bun, Sorin, pentru că această campanie se numește Ce mai faceți? Suntem bine, sperăm să se răspundă de dincolo. Te întrebăm și pe tine, ce faci tu, ești bine? Ce faci tu acolo, cu ce te ocupi, să le spunem și oamenilor? Eu fac inginerie de sistem, lucrez la o companie care face sisteme pentru Departamentul Național de Apărare al Canadei, pentru NASA, pentru alte guverne și da, sunt bine, slavă Domnului, noi suntem bine. Noi lucram de acasă în general, în timpurile normale, eu lucrez 3 zile de acasă, soția mea 4 zile de acasă pe săptămână, deci pentru noi nu este o schimbare majoră. Dar în rest ne vedem de treabă în mod normal, în afară de faptul că în acest timp copiii nu pot merge la școală, școlile încă nu sunt deschise și nu știm încă când se vor deschide, deși se vorbește despre asta. Pentru noi nu este schimbare deosebită, facem sport în continuare, adică la cumpărături când e nevoie și cam atât. Ne lipsesc prietenii și ieșirile la un restaurant. Astea sunt. Fiecare stă mai pe acasă acum. Da, pe principiul do you miss sărmăluțe? Să ne spui dacă ți-e poftă de ceva anume, că facem noi un delivery imediat. Vorba aia, e la doi pași. Dacă se poate cu da, absolut. Da, cine nu mi sărmăluțe? Da, bine, sărmăluțele de în România, că așa sărmăluțe puteți face și voi acasă, da, nu atât de complicat. Voi le spuneți, sushi acolo. Așa, cabbage rolls. Da, sau așa. Mulțumim foarte mult, Sorin. Sorin Holban din Vancouver, Canada, a fost alături mulțumim, de noi. Sorin. Și sănătate, sperăm să ne auzim cu bine. Exact, să ne auzim cu bine când trece toată nebunia asta, să vedem cum e Vancouverul și în cadrul fain, liniștit. Îți mulțumim. Sorin, un norocos. Baftă multă. Și eu vă mulțumesc foarte mult. O zi bună. Pa, pa, zi frumoasă. Bună.